vine pe scena Umor să ne ofere energia ei deportantă și să ne ridice pe toți în picioare. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Tina Turner! Looking for something we can rely on. Chiar mă gândeam în momentul în care au anunțat Tina Turner, cine vine, cine va fi. Făceam niște calcule, nu prea are cine să fie. Mi-a făcut plăcere să o văd pe Julie, această voce extrem de armonioasă și extrem de amplă. Tina Turner. Tina Turner. Turner round. Turner. Ce drag. Ce show. Dar am vrut să fac o gafă, am trebuit la un loc cu un matache. Am vrut să fiu foarte, foarte, foarte sigur. Și de ce? Și a fost în mintea mea. Zic, Doamne, dacă nu o fi cine cred eu că este, este altcineva, și o să iau persoana asta ca fiind persoana respectivă, se va naște o chestie foarte, foarte nasoală la adresa mea, că gen, a, ok, toți cei care sunt de culoare seamănă între ei. Știi ce zic? Se dă tot palmul peste cap. Și m-am gândit eu. Mă, ce nebun! Mai Leo! Oh. Te-ai dus și mai departe! Măi! Bună seara, bună seara! Bună seara! Ar fi trebuit să-mi dau seama că se vor întâmpla lucruri mărețe doar pentru că am văzut un sunetist de calibru. O voce uriașă. Mulțumesc!
Ați văzut vreodată Mad Max 3, varianta originală din 1990? Mad Max în care juca Tina, da, l-am văzut. Tu l-ai văzut? Da. Ți-a plăcut? Bun, da. Toată lumea l-a văzut. Deci, îți jur, am simțit atâta răutate. Eu de atunci urăsc pe Tina Turner. De ce? Nu mi se pare că copiii trebuiesc induși în oroare. Adică cum să spună cântecul Tinei originalul? N-am nimic cu dumneata. Copiii nu au nevoie de supereroi. Păi nu zice despre copii, zice we don't need. A, avem prea mulți. Mă scuzați. Am auzit că te pregătești pentru un rol. Da, mă pregătesc pentru un rol. În 2020, când s-a întâmplat lockdown-ul ăla mare, rău și negru, deja începusem să fac un spectacol tribute, Tina Turner. Din păcate a trebuit să-l anulăm. Dar ne pregătim să-l reluăm și practic ăsta este unul din principalele motive pentru care m-am hotărât să vin azi să o interpretez pe Tina Turner în fața dumneavoastră și în fața tuturor telespectatorilor. Și vă aștept cu drag la spectacol. O să te șochez cu ce urmează să spun. Eu te-am mai auzit, da? Cântând această melodie. Și am avut la un moment dat câteva zile la rând când am ascultat, ai fost la un post de radio, dar nu mai știu exact. Și am mers câteva zile la rând cu mașina spre teatru și nu știu, și am ascultat chestia asta. La un moment dat am ascultat-o chiar și înainte de un spectacol. Înainte de spectacol ascult muzică și mă uit la tot felul de prestații care îmi plac mie foarte mult ca să mă inspire. Și am văzut treaba asta și faptul că te-am văzut pe scenă în această seară mi se pare absolut senzațional. Apreciez, mulțumesc frumos. Uite, uite, uite ce îmi spune confidenta mea în cască. A spus o răutate. A spus că tu ești singurul lucru bun pe care l-a făcut vreodată Brenciu pentru muzică. Completarea face totul, de fapt. Mamă, nu pot să zici așa ceva. Okay. A fost mentorul Sunteți ei. Fata lui Brenciu? A fost mentorul ei. Nu, Brenciu a fost coachul meu în 2012. Coach, adică antrenor. Vezi, nu știai asta. Ce golan. Bun, și să vedem voturile în 3, în 2, în 1, în... Hai! Hey! Mulțumim! Fata care a venit să ne arate răutatea perenă a Tinei Turner a cântat extraordinar. Nu confundați ai umor cu X-Factor, pentru că eu nu mă mai simt confortabil în rolul de gâde muzical. Mi-mi place doar să-mi bat joc de oameni la ai umor și vă mulțumesc pentru oportunitate. Yes! Eu vreau să te cunosc personal. Yes! Julie Maiaia, încântată. Te urmăresc și îmi place foarte mult. Să rămână, mulțumesc. Data viitoare aș prefera să nu vii pe tocuri pentru că par foarte mic la televizor. Ceea ce I'm a big girl. Pentru fanele mele este îngrozitor. Știi, vezi. Să rămână. Apreciez. Na, have fun. Ciao.